și acest amendament, consumul de curent va fi suportat de distribuitorul de rețea. Și încă ceva, finanțarea va fi pe buget local sau trecem la persoane fizice? La fiecare în taxe și impozite se pune un iluminat. Aici este o problemă. Puneți-o bine, este bine că ne împărăm. Aici este o problemă și trebuie să discutăm cu toții și să ne punem de acord. Și doamna Nera ne poate spune serviciile, atât apă, canalul, acest serviciu iluminat, poate fi plătit în alt punct? Sau trebuie să percepem o taxă de la populație? Dacă poate fi plătit un buget sau trebuie să mă... Deci ți-a reges că ăla e efectuat. Până acum cum s-a plătit? Din bugetul local. Din bugetul local. Din bugetul local. Da. Ce legislație ce... Da, nu am vrut. În buget să plătești la o firmă. Poate, pentru că s-a luat tot timpul din alu, ce puteam. Păi curat, dar e pe cum ne prezentăm în fața lui. Am mai venit să spun și local cu încordare sau o ascundem în partea altă și tot de la intrăm. De la noi. E vorba de tehnic, cum putem proceda, când banii tot de la oameni. Aceeași problemă va fi și cu canalizarea și va fi și cu apa, cum se face serviciu. La produsul clar, va veni de la cetățean. La apă este altceva pentru că devine personalitate juridică, aici se vedea de gestionare. Care sunt cutumele? Nu, dacă e și se poate, dacă știți că se poate, da. De buget, vorbim de iluminat public, dacă se poate veni de buget. Firma care... Deci, știu, eu nu vă deranjez, vă spun doar un lucru. Așa a fost întâmplat cu bunul. Vă spun, știu sigur ce s-a întâmplat acolo. Nu vreau să mă acotez la altă, deci vă spun prea, nu vreau să mă acotez, n-am văzut nici atât. Au venit cu 40 și am luat 20. Deci, clar, gândiți-vă că dacă pun mâna pe noi, în 2 ani de zile ne închiriez de bani. Deci știți ce sunt stare să facă? Noi suntem obligați. Eu consider că nu putem să facem un contract cu tantul afru. Nu cred că trebuie să facem un contract cu anual. Putem să ținem nu, nu o să vă las să faceți anual. O să vedeți, o să fie multe normative. O să fie multe normative. O să fie multe bătaie ca pentru operator. Deci, mai bine o împunciți un pic, că umblați prin ea, găsiți o soluție, că dacă ne trezim cu ele, nu le mai să ne face nimic. Eu am zis, în primul rând, să vedem ce oferte primim de la operator și în funcție de suma anuală sau lunară, probabil, a celui care va fi delegat de gestiunea, să vedem cum împărțim această sumă. Adică acum, cum ați văzut, s-a aprobat sume, s-a aprobat înființarea serviciului, pentru că avem și termene la NRSC, chiar de fășit am solicitat terminarea acolo. Și avem, trebuie să înființăm serviciul. Apoi urmează pașii de achiziție care va trece tot prin Consiliu. Și atunci... Așa s-a întâmplat cu noi. Trece cu Consiliu și ne-am primit toată. Și ne-am primit. A trecut cu Consiliu și a trecut cu Consiliu. Vă spun că nu mă. Contractul... Și să zicem, mai avem o lună... Trebuie să cedem ofertele înainte, să vină cineva să ne prezinte cât ar costa acest serviciu de iluminat. Să dăm inventarul stâlpilor, lămpilor, tot ce avem. Nu avem o simulare, gen, avem o simulare care, să zicem, avem o simulare. Avem un făcut. Acum o simulare anuală, cât ar costa curent și... Curentul știi puținere. Și cât vă spune? O medie de 90 de mii de lei. Ar fi curentul. Curentul. Și 60.000 de lei în mentenanță. Mentenanță. 150. Adică e o medie. Poate să fie unul mai mult, 150 de lei. Și plus, investiția în materialele astea e separat. Da. În funcție de necesități. Deci în mentenanță nu sunt incluse și lămpile care s-au pus. Lămpile care s-au pus au inclus. Care s-au pus, au fost. Au inclus și montajul. Dar mentenanța când se schimbă un bec, când se schimbă un cap, când se... Dar asta înseamnă mentenanța, înseamnă doar serviciul de a schimba sau și efectiv material? Doar serviciul de a schimba. Doar serviciul. Deci am putea mai băga încă 30.000, să zicem, în contumabil.
în becuri, în... Sperăm mai mult, mai mult, pentru că avem două facturi, 48 de lămpi, care în momentul de față 16.000. Puneți-le toate gata. O să vină prețul și o să vedem. Sperăm de să dezvoltăm acest serviciu. Plăți efectuate de către primărie. La nivelul localității, care avem și un inventar, așa, avem un total de 1146 stâlpi. Și 663 acum apuși. S-a mai pus încă 3 de stâlpi după ultima ședință și înainte câteva stâlpi. Adică în jur de, în jur de 700 de stâlpi avem cu lăm și bec și leuri. Și noi în contractul cu viitor prestator o să-i dăm numărul ăsta de 663 de stâlpi sau îi dăm mai punem lăm gără? Eu consider și aș vrea să fim de acord cu toții. Știți că lucrează la un hit al Ministerului Mediului pentru dezvoltarea sistemului de iluminație localității. Și din ce am înțeles, putem beneficia și noi de o sumă generoasă ca să dezvoltăm acest sistem de iluminat. Și rugămintea mea ar fi să punem pe toți stâlpii, dacă tot facem o lucrare. Nu am pentru că. Pe lângă motive de securitate, de urs, de hoți, de ce mai e, e și un confort. Deci să ajungem la 1200. Sigur, în momentul în care omul va percepe că trebuie să plătească o taxă, atunci va avea pretenție în dreptul casei mele, degeaba am la veci, vreau și eu aici. Adică, vedeți, nu mai că mai dai înapoi, trebuie să-i pui la fiecare. La primele calcule, un iluminat public al meu depășește 200.000 de lei. Dar ești cum la mai mult? Adică, sunt niște costuri. Vecinii noștri cum stau? Altești de lume. Sunt cam similari cu anumărul. Că l-a refințat, avești de asta. Nu l-a refințat, nu. Urmează. Urmează. Avut, stai să vă spun, i-a avut o problemă cu sudul. Și l-au transplicat pe sudul. Deci i-a avut problemă cu sudul. Pentru că sudul a încasat un miliard în plus față de ce au făcut. Plătea cumva de la altă... Plătea cumva de la care au arăt că sunt insane, să știm la ce ne așteptăm. Valea și o fiorând? Vă pot interesa? Acum se înființează aceste servicii de iluminat. Nu știu ce s-a înființat, nici la RF. Am înțeles că acum a fost prima și nu prima la Plăiești. Cert e că trebuie să facem acest lucru. Să cerem niște oferte, să luăm niște exemple. Nu comentez. Să luăm niște exemple, dacă știți niște operatorii, nu știu, habar n-am. Adică că în România sunt 10 doar. Ideea e de promptitudine. Deci degeaba e unul la București și îți vine la Corbenii după nu știu câte zile. Să nu cădem nici în problema care avem cu gunoiul, unde vrei, nu vrei, trebuie să stai legat de operatorul ăla, că nu e altul pe toată foarea asta. În fericire, cu electricitate avem mulți operatori. Da, e important să avem o intervenție rapidă, să avem un număr de telefon sau cumva un dispecerat unde să... Eu am pus acolo la asta. Haideți să treceți caietul de sarcini cu amendamente mai ștăcuiți, dacă se poate, și vedem câți vin la licitație. Și atunci ne dăm seama cine e un grup care... O să fac o întrebare și la el, Doamne ajută, eu sunt sigur. Sunt aici aproape și au meserie și bun. Deci toți operatorii care vor să primească acest serviciu trebuie să aibă licențierea NRSC. Da. Siguranță că e tot semnul oamenii să trebuie. Și... Să punem la vot amendamentul domnului Iosif. Cine este pentru? Toată. Toată lumea? Da. Dar să fie bine, formulat. Și aș mai avea unul... Nu, e un... Legat de... Deja s-a discutat de frumos, legat de să avem pe toți stâlpii sau măcar pe toți stâlpii unde avem casă. Să zicem că cei de tranzit între, nu știu, între Belinde și Turbăia sau între Rotunda și Oiești sau Rotunda și Bucenești, poate acolo nu neapărat, dar mai avem multe lucruri. Dacă suntem mai foarte multe lucruri. Și că tot discutează săptămâna trecută, ședința trecută de un caz cu un stâlp care cumva s-a montat invers și se ilumina acoperta. Nu era vorba de persoana cu care ați menționat-o noastră, persoana care a menționat-o are două care luminează. Două după acela stâlp? Nu, doi stâlpi care luminează acoperta. Nu. Haideți să fim cât de cât corect cu toată lumea.
Adică avem până într-o parte, până în capul satului într-o parte, foarte bine. Hai să vedem peste. La rotunda n-am văzut, am mai văzut pe multe locuri. Bun. Și până la vot. Deci eu sunt de acord să ne pregătim pentru acest proiect la Ministerul Mediului. Și cred că vom putea să aducem lumina publică în toată comuna, pe toți stâlpii și frumos ar fi, dacă putem, să punem și între localități. Rotunda Vești să fie și între. Adică să montăm stâlpi suplimentari. Da, aia ar fi și mai drăguț, dar măcar întâi să rezolvăm problema. Dar știm că există o variantă pe care poate tu nu să o știți. Dacă am analizat, sunt acele captatoare de curent care dau, nu știu dacă știți, între Sibiu și Brașov, pe tot DN-ul ăla, DN1, e echipat cu acele echipamente. Sunt puse la fiecare stâlp, DN-ul, deci drumul național. În fiecare localitate, dacă vreau așa de 60 de localități, toate au acel lucru. Deci vă spun că există această posibilitate, adică să nu investim undeva în un proiect, dacă există această variantă, aia cu solar, cu panou solar. Vidul ai în discuție, încă nu e aprobat, s-a aprobat, am înțeles, în foarte... Trebuie insistat acolo că... La început în septembrie sau octombrie... În mod normal, un ghid ar trebui să fie puncte suplimentare, ca în cealaltă domnul Iosif, și în tot ce înseamnă energie regenerabilă, primește puncte în plus din partea UEM, ca să zic așa, și atunci am avut mai mari, dacă încercăm așa. O să vedem și ce înseamnă, cât timp ne durează, cât ne întârzi. Că ăsta o să întârzi până facem, până durează, obținem finanțarea. Poate rezolvăm partea cu intrabilanțul și extrabilanțul sau drumul de legătură, să le facem în felul ăsta. Un proiect cu... Ce să pui la finanță? Proiectul de hotărâre? Proiectul de hotărâre? Am aprobat amendele, zic așa. Deci de două părere? Bun, zic la punctul 3. Cine este cu? S-a aprobat. Toată lumea, da? Da. Într-un proiect de hotărâre privind consumul lunar maxim de carburant pentru încheierea comună. Alimentat și consumat, 540 mai, 541
Da, nu ne mai precipitați, era normal să se depășească, da, fiindcă sunt cu deci, cota era prea mică, de 400 adică de litri. Nu credeți că două ore pe zi. Normal. Am discutat atunci în ședință, chiar eu am specificat chestia asta, mi s-a spus că merge așa. Nu, pentru că am centralizat foile și am văzut că nu e așa. Da. Și atunci de asta am și era normal să ajung aici. Îi pune la vot, da? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voturi pentru? 10 pentru, abține? Cine vă? Domnul Iosif, abține? Da. Împotrivă? Da. Da. Deci 11 voturi pentru și o abținere, da? Nu este, să suntem pe aici. 12. 12. 12. Da. Și la domnului Iosif, da? De ce suntem? Și la domnului Iosif. Vostan și Alina, uitați. Deci 12 voturi pentru și abținere. Probleme curente. În primul rând, vreau să vă informez că sper ca săptămâna viitoare să vă mulțumesc pentru utilizarea sistemului Apro Canal. La fel cu penalizată și dacă sunt, eu știu, amendamente, ceva modificări să de facem. De asemenea, în ultima perioadă au fost foarte multe avarii la rețeaua de apă, chiar foarte multe, în zona Corbin. Mai avem acolo la Băiendești, în terminalizarea și sperăm să definitivăm. Știu că este un disconfort pentru cetățenii de acolo, atât apa, cât și drumul, dar sperăm că în cel mai scurt timp să repare situația de acolo și să refacem drumul acceptat. De asemenea, pe Păinari avem un punct acolo de câteva zile și va trebui și acolo reparată conducta. Nu știu, pe zona Corbenii avem foarte multe avarii, foarte, foarte multe. Am solicitat, așa cum știți, investiția, avem prevăzut acolo o expertiză privind captarea de la linie imediat. Am vorbit cu domnul rector de la Hidroconstrucția, o să-l greșesc, și dânsul a spus că va trimite un specialist în zonă și chiar aș vrea să fiți și dumneavoastră pe mine să rămânim și să găsim o soluție pentru aceasta. Se consumă apă multă, vara e normal, când de vară toată lumea face duș, avem cerințe mari și din punct de vedere turistic și nu numai, și captarea de la Dunăre e insuficientă pentru consumul de apă. Într-adevăr, am fost acolo la toate bazinele și cuțurile. Va trebui să mergem, să le refacem drenurile, să găsim, nu știu, poate să mai mărește debitul de apă, dar avem această problemă pe comun. Deci nu, când s-a făcut această rețea de apă, vedeți că s-a calculat și metri cub și consumul la vremea respectivă, dar comuna a crescut și va crește și din punct de vedere turistic. Cum am mișat? Gândiți-vă, acești oameni care au pensiuni, invită sau au cu turiști și rămân fără apă. Nu e confortabil. Dar cred eu că atunci când vom avea acest sistem de alimentare, apă și canalizare, atunci va fi și contorizat pentru fiecare gospodărie și lucrurile vor sta altfel. Adică nu se va mai consuma această apă și într-un mod haotic. Da. Până atunci, mă gândesc că trebuie să avem niște lucruri ca ar trebui să suplimentăm numărul de captări sau numărul de bazine. De exemplu, bazină de la Deindești, majoritatea timpului e suprafin, da? E, acum presupun că n-a mai fost, n-a mai fost. Apoi aia se pierde. Dacă mai avea un bazin de măcar de o capacitate similară, am mai rezolvat din problemele de care am avut săptămânile trecute. Nu cred că e o investiție enormă cu bazin, un bazin de la Deindești. Și să raportăm la asta.
Plus, chiar am fost duminică pe acolo, m-am plimbat eu treabul de mele de Valea Limpezi și am observat niște lucruri destul de urâte. Adică sunt niște sporturi în conductă mari. Așa este. Și ce m-a deranjat, mi s-a părut foarte, foarte ciudat, este că e tocmai un parchet nou, nouț sau aproape nou. Se taie acolo la partare, s-ar tăia câțiva faci. Nu comentez dezastrul lăsat în urmă. Răspun că o să fie încă nefinalizată treaba să fac cu ea, dar au tras nemne până la Toma Dobreac, aproape la 300 de metri de mine, l-a tras cu tacul. Eu am văzut turme și coajă de copac trasă pe drum. Ori o parte din drum ăla știu că nici măcar nu i-am mânt. Deci suntem tolerați ca să ajungem acolo. Și haideți să-i ajutăm și pe oamenii respectivi care îi se distruge drumul și presupun că cei care trag lemnele ei nu știu că drumul ăla nu este cum o parte din drum. Haideți să discutăm cu ei ca dacă distrug ceva măcar să repare. Și nu știu dacă face bine nici conducte să te trage în care niște nimeni de acord. Încă un lucru. În trecut știu, dar poate greșesc, știu că eram în acord cu hidroelectrica atunci când erau probleme, când era secetă, să redirecționez o parte din Valea Limpezii, aia de vine din Poiana Molivii, să nu mai bage în hidrară, să treacă pe la noi. Cum mai zice suntem acum? Nu este un acord scris, dar acordul de verbal, de înțelegere. Eu l-am înțeles. Cei de la hidroelectrica au zis că dacă avem nevoie ne pot ajuta. Și ca informare, bine că am adus aminte de hidroelectrica, am primit un document prin care o să vi-l prezentăm. Ne solicită să prezentăm câți metri cu teatrul omului din canalul de la Oiești, pentru a fi calculat și taxat, conform curentului pe care dă și pierd din cauza consumului de apă. Altfel, se poate explica că o parte din apă, chipul, se duce înapoi în râu și vedeți că și de pe teritoriul nostru. O să discutăm situația asta, o să vă prezentăm. Au canalul care ne transmitează. Exact, avem calculele și sumele, să vedem la ce. Auziți, domnul primar, vă spun eu, dar trebuie să aduceți pe Gabi la asta, să vă spună cum a făcut timpul proiectul ăla, cu Valea Limpezii. Acolo sus. Vă spune Gabi. Da, consider că era foarte important să facem aceste bazine suplimentare și la Apelitești, și la Oiești pe Vale, pentru că cei din Baiana Mare nu au captare proprie și e o apă nepotabilă, consider eu. Numai că avem o problemă. O problemă pe care trebuie să... la care trebuie să ne ajutați sau măcar de bază. Sunt foarte multe restanțe la taxa apă și salubritate. Am cerut până aia. Foarte multe restanțe din anii trecuți. Și ca să vă dau așa o cifră, aproape 400.000 de lei restanțe apă și salubritate 2018, 2019, 2020. Am o întrebare. Fiindcă taxele astea, banii ăștia nu putem recupera dacă nu se știu persoanele sau cine rău plan deci. Persoanele se știu. Să știu. Am cerut-o. Dacă nu mi-am făcut pe WhatsApp, nu s-a publicat. Nu, numai pe WhatsApp. Nu se poate. Nu e voie să publicăm așa ceva. Nu e voie să publicăm numele. N-avem voie să publicăm numele. Când se va înveita să aici o apă canal, operatorul ne taie apa. Ca într-un mare. Și nu e o pierdare. Cum? Ia zice, nu taie cu noi. Nu mai am. Da? Nu mai am să întorc. Ce vorbești, domnule? Noi dacă nu am lucrat cu asta. Să-ți grijă mare că aceleași contracte să... Uitați-vă, de aceleași contracte se pot întâmpla. Eu aș propune altceva. Oamenii sunt nemulțumiți. Și se vede prin ăștia 400.000. Adică s-ar putea să fie, adică în afară de ăștia 400.000 la care să o adauge și anul ăsta, să mai fie și alți oameni nemulțumiți. Eu aș zice așa, știi că nu prea sunt de acord cu lucrurile astea. Haideți să ne gândim la un împrumut, sunt și împrumuturi cu dobândă zero, garantate de stat, în care să facem sistemul tot, de la cap la pat, sau în care să-l facem pe bucăți. Să vedem, uite, luăm un micro-împrumut, de un sat, la Barna, oricare. Găsim acolo captare ca lumea, facem tot sistemul de la un cap la altul și arătăm că merge. Și vedem unde mai se poate. Și felul ăsta,
dacă banii trebuie să-i returnăm în 10-15 ani și se pot găsi soluții în felul ăsta, ne permite chiar și o dobândă și dobândile sunt mici. Și măcar i-am dat omului un serviciu și după aia omul nu are niciun motiv să nu mai plătească. Adevărat. Ce are, are apă, are calitate, are ce trebuie, omul nu mai... E adevărat, nu vorbim de neapărat de investiții, pentru că pe investiții, când ne propunem ceva, va trebui să executăm și nu executăm neapărat din această taxă de 6 lei, ci din alte sume. Dar cum garantează, cum putem și noi, cum garantăm că o să ne plătească? Păi, dacă am făcut, cum ziceam, deci facem... avem, dacă am avea încerat un contract, ceva, cu persoana respectivă, ca și primărie, da, am putea că... să-i condiționăm. Păi, normal că nu mai facem, deci am făcut, îi facem o rețea nouă, totul nou, totul făcut, ca la caspestică, îi dăm omului serviciu, da, și avem și oportunitatea de a-i tăia la față. Avem, fac concret, contractul de gunoi. Și atunci, ce să discutăm? Tocmai ce... Nu e același. Ba da, avem... Și la bună, noi suntem doar interpuși între această firmă și cetățean. Da, și cetățeanul se plătește, dar noi plătim, trebuie să plătim. Bine, bine, dar... Păi tocmai, asta e problema. Și mai nu putem în casa. Și domnul Iosif, de atâtea ori, că el are un fix cu bunoiul și câteodată îl înțeleg, atâta avem un contract pe făcut greșit, în care noi trebuie să colectăm. Noi facem treaba aia care colectează cu noi, adică noi cerem bani în cetățeanul, numai că cetățeanul se uită cu la noi, nu la care îi ridică. Corect. Deci, poate, prima dar știți ce se întâmplă la noi? Dar în același timp de legislație, sunt responsabile de igiena comună. Da. Dar nu te poate. Ce-am tot zis atâta vreme în ședințele trecute, haideți să revizuim contractul de gunoi. Nu putem că suntem parte în ADI. Vă spun, am pus problema și s-a hotărât la nivel de ADI. Și dacă așa s-a hotărât... S-a hotărât la gunoi. Asta e altă problemă. Domnul zic tu. Referitor cu apa, că am trecut la apă la gunoi, dacă mă uită acest serviciu, acest serviciu unde vine operatorul și operatorul poate să încheie contracte cu fiecare cetățean și atunci în momentul în care eu ca operator nu mai am apă, ți-am apă. Da. Așa am trebuit. Așa am adevărat acest serviciu. Deci, cu apă nu mă rezolvat, după cum rezolvare. Adică, da, sau... Ideea asta am vrut să o spun și eu de înainte, tot timpul vă băgați peste. Dacă vreți să vă băgați dumneavoastră, pentru telefon, vorbiți și noi, ține ședința împreună. De ce să mai continui? Lăsați omul să-și termine ideea. Așa nu ne înțelege. N-am spus punctul de vedere. Asta era ideea. Nu mai și-o terminați. Nu. Și mai era cineva la vedere. Era domnul Mariu. Referitor la corectarea taxei, bunul și apă. Dacă la bunul nu putem să-i forțăm, că clar, dar nu-i vă bunul. Sigur, m-am dat un bunul, la comuna noastră, dar la apă, în 2018, suntem de s-a trecut la cel puțin de branșarea parțială a unei singure persoane, a unei singure familii. Vedeți că dacă se începe și se taie în 2-3 familii, o să începe să vedeți. Deci, cu tot respectul, merge la poate, opim în robinet și să vezi cum începe să plătească. Deci noi nu avem contract cu nicio persoană din... Nu, dar cel puțin îl beneficiază, dar e înlocuit. Dar consider că trebuie să înțeleagă omul, că nu, nu, apa asta cum e bună, rea e bună că e, când nu e și pentru lumea asta. Și pentru spălat pământ, tot e bun. E un serviciu de care dar, și altul nu plătești și trebuie forțat. Sunt costuri pe care noi nu le putem suporta din alte capitole bugetare. Ceea ce spuneam, da? Începe să trebuie așa în 2-3 la bugete, dacă trebuie să colectează, nu o să mai putem plăti facturile de bunoi. Și o să rămâne cu noi la poartă la fiecare. Aia e altă discuție, că nu putem să lăsăm comuna murdară, dar la apă puteți să începem la executare. Dar rugămintea mea, că sunteți acolo pe fiecare zona a comunei, să discutați cu oamenii că e important să susțină primăria. Avem și dreptul, avem și obligații fiecare, și noi și deci. Nu. Că sunt și oameni de bună credință, dar pur și simplu poate uitați. Cei de bună credință au plătit. Ca și mine, ca și dumneavoastră. Cei de bună credință au plătit. Cei care nu vă ajutați, nu o să vă dați niciodată. Da, da, ce? Nu.
Apropo de chestia asta, de asta am întrebat, dacă există vreo modalitate, noi discutăm cu oameni, dar poate discuți cu omul care a plătit. Deci, nu timp să înțeleg că cel care n-a plătit în 2018, uită an, da, să-și plătească. Da, deci asta e o răutate, așa cum spune și domnul Stancu, trebuie să luate niște măsuri. Ați văzut că se oprește apa, toată lumea umple Facebook-ul cu poze, a venit neagră, a venit cu tare. Omul nu înțelege că e normal atunci când s-au oprit, țevile sunt vechi, sunt cu tare. Curge o perioadă, eu știu, un sfert de oră, 20 de minute și așa nu face nimic cu el, o lasă să curgă în continuare. Dar apa asta se contorizează și primăria o plătește, nu? Sigur. Păi, și atunci, asta vreau să vă întreb, dacă există o modalitate în care, eu știu, am discutat să facem panoul ăla, dar fișași. Eu zic că nu e nicio rușine acolo, restanțieri la apă. Nu, debranșare. Nu debranșare, restanțieri la apă, să-și aducă oamenii aminte. Pui acolo. Și pui acolo frumos. Nu ne permite restanțieri de TVR. Dom'le, atunci găsim altă modalitate, o științare din cadrul primăriei, o merge, adică să avem, cum să zic, să avem o situație clară. Luna asta sau săptămâna asta s-a trimis pe către primărie la următoarele persoane. La Oiești, dau exemplu, 50 de persoane care nu au plătit. Aveți termen o lună de zile. Așa, după o lună de zile, Consiliul, trebuie să știi și noi cine sunt acești cetățeni, stăm de vorbă cu ei și dacă nu, ajungem la o metodă din asta. Așa cum o știți, pentru că noi am început să dăm aceste înștiințări de plată la fiecare cetățean și lucrăm la asta și să știți că se ocupă foarte mult timp ca să dai înștiințări la 2-3.000 de gospodării. S-a început. S-a început cu restanțierii mari și am înțeles că unii oameni s-au supărat că primesc aceste înștiințări. E normal și legal să ne obligați ca să facem acest lucru. Nu dăm aceste înștiințări ca să deranjăm pe cineva. Mai ales că dânsul vede ce are de plată și poate că e o greșeală la rol și vine să confrunte rolul cu ceea ce a primit acasă și să remediază problema. Adică, așa spune legislația. OAT-ul trebuie să înștiințeze cetățeanul cu datoriile pe care le are. Nu facem noi că vrem să deranjăm pe cineva sau că vrem să atragem atenția cuiva. Și așa ne spune legislația în vigoare. Și am început să facem acest lucru cu cei restanțieri. Poate că au primit și unii cetățenii care sunt în plan. Deci, dar legislația nu spune să-i alegi pe unii sau dați, trebuie să-i dea la toți. Dar cu bunurile vă spun eu sigur, dacă plăcați în opinia mea, să știu, le puneți cum ați trebuit, noi avem un contract cu bunurile și încasăm banii. Și eu rezolvați imediat. Că ne zicem pe două amende de 500 de milioane, că încasați este legal cu banii de o firmă privată și am scăpat în cuvânt. Dar și 500 de milioane la amende, dar nu ai dat banii. Dar nu o face, dar ne zicem, că vă spun eu, dacă o face, 500 de milioane am dat. Că încasați banii legal pentru o firmă privată. Ați dat 500 de milioane, te-a scăpat în contract. Vă lăsăm să o cărați și pe aia rezolvați problema. Că toți suntem la noi, așa cum știți și dumneavoastră, avem pe domeniul public acele cubele mari de 1100 litri, am mai pus 15 mai mici pe drumul național. Au mai fost și sper să mai fie aceste ecologizări, au fost sute de saci de noi adunați. Acum, la acest festival, s-a adunat o mașină de gunoi. Dar și considerăm că e necesar să încheie și primăria un contract cu această firmă de gunoi, să ia direct pe OAT. Adică să nu încheie un contract cu oameni, pentru că omul spune, păi da, dar gunoiul va să după stradă, ce ați adunat pe lume, ce să le plătesc eu? Și, vă informăm că trebuie să facem acest contract ca orice film. Orice film are contractul de gunoi cu această unică firmă, pentru că dacă erau mai multe, poate erau mai bine. Dar trebuie să avem și noi, cu oamenii au spus, că sunt deranjați. Spune, noi plătim gunoi, dar ce e pe râu, ce e pe containere stradale, de ce să-l plătim noi? E ca notă informativă. Dacă aveți ceva de propus, e foarte important. Timpul noi facem. Da. Totul bună. Cum a spus domnul Miron, dacă o să avem un operator care se ocupă de apă, atunci ar trebui să rezolvăm problema. Dacă îi dăm operatorul infrastructura pe care avem acum, adică toate conductele ciurite,
am încurcat, o să fim mai rău decât cu gunoiul, o să ne încurce foarte rău. Noi trebuie să avem o infrastructură care merge, care e funcțională și abia apoi. Noi trebuie să vedem treaba asta. Știu că poate fi dureros, dacă omul îi spui de plămpare, poate să fie dureros, dar eu poate mulți oameni care au zis, băi, noi plătim, vrem să plătim cu consumăm, dar că acum toți plătim la fel și cei care au pensiuni, na, așa, așa a perceput omul. Poate pensiunile sau cei care au piscine sau cei care au vărs de pește, poate sunt, au plătesc alte taxe și omul nu știe. Atunci trebuie informat măcar de treaba asta, că omul vede cineva, eu n-am pensiune, ce treaba am, eu nu pot să plătesc, eu pentru, nu știu, două camere, trei camere ale mele are case și patru persoane, nu pot să plătesc pe care are 10 camere, două piscine și o bază de pește. Fiindcă e la fel pentru toată lumea și nu mi se pare normal. Și asta, și asta e un motiv, aș zice, pentru care avem cei 400.000. E adevărat și asta. Și ori găsim o soluție echitabilă cât de cât, ca să se mai, să mai echilibreze puțin diferența, și, și o și comunicăm ca să și înțeleagă și oamenii să știe și atunci poate să avem și, și asta și corectare mai mare. Dar și pe viitor, dar asta e viitorul. Nu se ne ocupăm noi de tot. Primăria se ocupe să aibă om care să facă, să ducă la apă. Trebuie să fie operator care să facă lucrul ăsta, da. Trebuie să-i facem infrastructura. Va fi dureros, așa cum a spus, că va crește prețul pe metru cub. Fiecare gospodărie va trebui să își pună pe metru. Da, da, eu aș zice că dacă furnizează serviciul cum trebuie și înainte de asta le facem, ne explicăm. Uite că am putut atâta a costat. Că poate noi nu, mie ne pare că ar costa. O să vă trimit documentația. Dacă oamenii nu sunt informații, și cu fundamentarea de plată și tot ce s-a făcut o analiză a costului, o să vedeți toată, toată documentația. Cert este că există un preț la momentul ăsta de un leu și nu știu ceva bănuți pe metru cub la pensiuni, dar nu la toate. Siguranțe că nu toți au contract cu primaria. Când am fost la proiect la NRSC, doamna respectivă a zis așa, dumneavoastră la Corbeni și la Aref, o aveți cea mai mică taxă la apă din România. Deci, ăsta a fost, nu, vreți să și alte localități. Și la Pești, tot prin cădere. În fine, nu e toată stația prin vedere la noi, după cum vedeți, sunt costuri la, și la foarte mari. Problema e cum recuperăm de aceea cu oamenii trebuie convinși că suntem obligați prin lege să facem acest lucru, dar trebuie să consumăm apa. Ce simt? Fiindcă e o sumă importantă, care e un public, zicea de un trebuie reinvestită în ca să înființez acest sufenime cu iașului. Și noi nu spuneai ceva. Consider că dacă vindem acest serviciu, nu serviciu va investi în infrastructura rețelei de sanitare cu apă. Și tot primăria va trebui să facă acest lucru, cum se întâmplă și la multe date. De altfel, tot primăria investește prin anumite fel. Magică. Cred că știți, locuiește într-o casă care e împărțită în trei, o parte... Care este aici, asumită? Da. Așa. Locuiește acum, am uitat cum se numesc proprietarii bucății de casă. Nu. Este vorba de casă care e împărțită așa. Da, da, da. Acum așa, împărțită în trei, jumate, o treime are primăria, o treime are ajutat. Și la Coreca, nu pot să zic, și o treime, se pare că doamna Mari Boian. Și domnului Neagică, el e la noi în comun de 20 de ani, e om bătrân, i s-a cam spus că ar trebui să plece, să se mute. Și omul e disperat. Și am înțeles că primăria are și avem și noi o bucată din casa respectivă, o cameră sau două, care era ocupată de Margareta. Și Margareta nu mai stă acolo, stă cu copiii, nu o să mai stea acolo. Și aș propune ca să relocăm pe om, măcar pentru o perioadă, într-o altă salată, ca să fie și el liniștit.
Da, sigur, dar asta nu da, dar știu cum este să nu mai avem mai ce, avem mai ce. S-a dus, s-a luat, știți, s-a luat o poting în ceva, da, între ei și numește Margareta. Nu e nimic. Nu, dar acea casă e foarte deteriorată și va trebui să-și o... Da, am zis că dacă reușim să găsim o cale să-l punem, să-l lăsăm să stea în partea primăriei, o să mă ocup eu cu niște voluntari să rezolvăm problema cu acoperișul și cât de cât se poate omul spus. Este locuibilă, dar am spus că nu e plouă. Plouă, și Nergic a zis că el e dispus să lucreze și pentru comună, facă ceva, să facă curățenie. Unde era această casă? Când ce ai ușa de spate? Când se stabilă cumva. Când se stabilă cumva. Vida, știuneți de pe noi? Unde e urmași? Vida, vida, domnul urmași. Da, știu că vecinii sau ceilalți proprietarii vor să dărâme ce e acolo și va trebui să rămâne la cu ce avem noi. Pentru că... Știu că doamna Poian nu vrea să... A venit un domn și a comunicat că intenționează să refacă acolo, că nu mai e. Și casa aia a fost a... Primăriei. A primăriei toată? Da. Păi și cum? S-o dărâme dacă e totuși a primăriei? Nu, nu, nu. N-au cumpărat-o? Da, da. O parte. Și a mai rămas o singură parte unde stă. Nu, casa e împărțită în trei. Cine a venit? Nu, 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 nu. Dar aș zice că măcar până la anul am putea să mutăm și cu simulată. Nu știu, cum ziceți dumneavoastră, cum se pare? Da, aici că ăsta nu are părinte, nu? Nu are pe nimeni, e venit aici de 20 de ani, poate cu ocazia să-i facem și acum. Cine mai are ceva la probleme diverse? Tot eu. Dar să faci o solicitare scrisă, o registrări, să fie aprobată de dumneavoastră și... După că cerere, că până nu face cerere, nu știi ce să spun. Bă, să vină și proședință, să vină și proședință, să știu pe nene, nu e problemă. Să știi și noi ce. Trebuie să facem o hârtie, că cu baza ei facem ceva. Așa, dar o vedeți, stai că mai are comunitatea. Mai am, sunt zice seara că am o problemă cu podul de la Berlin, deci nu am. Nu vreau să fie calul. V-am mai zis și data trecută, ceva vreme. Municipiile au lăsat mizerie foarte mare și la trecută și acum mama s-a ocupat cu un vecin să o strângă. Nu e normal. Și mai e o problemă, cum se spune, pe un izvor la dreapta, bazinului de la Berindești, în dreapta, sunt saci de ciment aruncați acolo, nu vor să mai multe. Dar știu ce s-a întâmplat. Au folosit cimentul la niște reparații pe acolo. Și s-au aruncat am și poate să vină după lucrul ăsta. Nu e frumos nici. Mai ales că... Nu știu cine a aruncat pe acolo. Nu a aruncat pe firmă. Am zis să se știe. Nu e frumos ce se întâmplă. Mai ales că și trâmbițăm foarte mult că noi vrem în curățenie în moment. Atât am adus. Dar cine mai are de-aia? E ca nu arată la firma care cum pot de mai multe și au primit banii? Care? Doar la Berindești. Nu, nu, nu. A primit parțial, urmează recepția. Vă invită la recepția? Nu, mă refeream la chestia asta, dar vreau doar să am mizeria. Să nu tine. Nu ai mizeria. Păi da, dar curățenia trebuie plătită. Sunt dacă nu și-au primit. Da! Știm. Da. Mă gândesc de viitor de la mea mare. Nu vin de cunoscut.